Un bărbat în vârstă de 49 de ani din satul aparținător Ișinou a fost depistat la volan, deși nu deține permis de conducere. Bărbatul a fost oprit de poliția rutieră Mediaș pe strada Școlii din localitatea de domiciliu în timp ce conducea un tractor agricol. În urma verificărilor s-a constatat că cel aflat la volan nu deține acest drept, astfel că pe numele său a fost deschis un dosar de cercetare penală. Polițiștii biroului rutier Mediaș au oprit pentru control un tractor agricol condus pe strada Școlii de către un localnic în vârstă de 49 de ani. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că cel aflat la volan nu deține dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Astfel, la nivelul biroului rutier Mediaș s-a deschis un dosar de cercetare penală care vizează săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis. Cercetările continuă sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Mediaș. We'll be right back.